Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! Patru hunedoreni au fost arestați pentru 30 de zile după ce au fost bănuiți de tranzacții ilegale cu mașini. Mascații au descins în această săptămână în mai multe județe, inclusiv în Hunedoara, de unde au ridicat probe și au reținut pe cei patru suspecți. Aceștia închiriau mașini scumpe în străinătate cu documente false și apoi le vindeau în România sub prețul pieței. Patru oameni din județul Hunedoara au fost reținuți în urma a 6 percheziții domiciliare efectuate marți de polițiștii Serviciului Județean de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Avrig, în județele Hunedoara, Bihor, Caraș-Severin și Gorj. În același dosar au fost ridicate mai multe mijloace de probă și indisponibilizate două autoturisme. Potrivit unui comunicat trimis de Poliția Română, la data de 13 iunie anului curent a fost luată măsura reținerii a patru bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 52 de ani, toți domiciliați în județul Hunedoara. În cursul zilei de miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Avrig, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor patru hunedoreni. Încă din anul 2021 și până în prezent, mai multe persoane, cetățeni români, dar și de alte naționalități, ar fi fost implicate în activități ilegale legate de vânzare și cumpărarea de autovehicule. Astfel, aceștia ar fi închiriat autovehicule cu o valoare de piață ridicată din diverse țări europene și le-ar fi transportat și comercializat în România la un preț inferior celui din piață pentru înlesnirea procesului de valorificare. Prejudiciul cauzat prin săvârșirea acțiunii infracționale este de 1.800.000 de lei. Ca urmare a cercetărilor efectuate până în prezent, polițiștii din Sibiu au indisponibilizat 18 autoturisme. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Hunedoara, Bihor, Caraș-Severin și Gorj. Mai mulți oameni au pătruns zilele trecute și au furat de la Mina Lupeni piese de cupru și părți ale unui transformator. Nu este prima acțiune de acest fel, iar polițiștii au destructurat mai multe rețele de hoți, unii care acționau chiar cu sprijinul angajaților. Patru bărbați sunt cercetați de polițiști după ce în data de 10 iunie, în jurul orei 6 și 50 de minute, au furat mai multe obiective din zona ce aparține exploatării miniere Lupeni. Poliția municipiului Lupeni a fost sesizată de către un angajat de la mină care a reclamat că mai mulți oameni au pătruns în curtea minei și au sustras mai multe componente din cupru. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că noaptea hoții au sustras 15 metri de cablu din cupru și componente interioare ale unui transformator. Oamenii legii au identificat patru bărbați din Lupeni cu vârste cuprinse între 20 și 33 de ani, bănuiți de comiterea faptei reclamate. Cei patru au fost identificați de un echipaj de poliție pe raza municipiului Lupeni, pe un teren viran din proximitatea podului de cale ferată de peste râul Jiu, chiar în timp ce ardeau învelișul din plastic al unui covor din cupru. Cei patru aveau asupra lor mai multe bucăți de cablu de cupru și componente interioare ale unui transformator, care au fost predate de către polițiști reprezentanților unității industriale prejudiciate. Codul galben de precipitații de care vă spuneam ieri s-a transformat în portocaliu, s-a prelungit până mâine și chiar s-a extins pentru tot județul. Astfel, cel puțin nici în această săptămână nu scăpăm de ploi însemnate cantitativ. Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o atenționare cod portocaliu de averse torențiale și cantități însemnate de apă, valabil până vineri la prânz, respectiv alerte cod galben de instabilitate atmosferică în jumătate de țară. De asemenea, pe parcursul zilei de joi, între orele 12 și 21, este în vigoare o atenționare cod galben de vreme instabilă. Astfel, în intervalul menționat, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în zona montană, nord-vestul Olteniei și al Moldovei și estul și sud-estul Transilvaniei și sudul Banatului. Acesta se va manifesta prin averse, descărcări electrice și izolat grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30 de litri pe metru pătrat. Tot meteorologii ne anunță că în intervalul 15-16 iunie, ora 12, în județele Caraș Severin și în zona de munte a județelor Mehedinți, Gorj, Alba și Hunedoara, va fi valabil un cod portocaliu de averse. Prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat și izolat peste 50 de litri pe metru pătrat.
Un concert extraordinar va avea loc la Petrila, pe platforma Fostei Mine, acolo unde artiștii ai mai multor teatre de operă vin să concerteze în aer liber. Opera Nights se va desfășura anul acesta în 5 locații din județul Hunedoara pentru prima dată. Pentru ediția 2023, care se va desfășura în perioada 12-16 iulie, vor fi organizate 5 spectacole de înaltă ținută, care vor avea loc în 5 localități ale județului, locații diferite, oferind astfel posibilitatea tuturor iubitorilor de operă să asiste la punerea în scenă a unor capodopere ale culturii. Așa că luna iulie este cea în care vom asista la spectacole inedite, iar unul dintre locurile în care vom putea urmări un spectacol de operă în aer liber este platforma Fostei Mine Petrila. Consiliul Județean, în colaborare cu instituțiile de cultură, a aprobat ca anul acesta să facem 5 evenimente în tot județul. În Valea Jiului, la exploatarea minieră Petrila va avea loc pe 14, dar vă pot spune că pe 13 va avea loc la Brad și pe 12 la Orăștie, urmând ca sâmbătă pe 15 iulie să fie la Castelul Corvinilor și după aia se încheie opera Naiți la Deva, în curtea interioară a Consiliului Județean. Ne bucurăm că toată lumea a înțeles că trebuie să alocăm bani și pe acest gen de evenimente și ne vom bucura cu toții în curtea fost exploatări miniere la Petrila, fiindcă evenimentul din Valea Jiului acolo va avea loc. Numai dacă cumva vremea nu va ține, vom muta în la Teatrul Ide Sârbu din Petroșani. În 12 iulie la Orăștie, publicul este invitat la spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. În 13 la Brad, Bărbierul din Sevilla. În 14 iulie la Petrila, pe platforma Fostei Exploatări Miniere, Carmina Burana de Carl Orff. În 15 iulie la Hunedoara, Rigoletto de Giuseppe Verdi. Și ultima zi a festivalului, în 16 iulie la Deva, publicul este invitat să vizioneze Trubadurul de Verdi. În cadrul evenimentului, publicul va avea ocazia să reîntâlnească nume de referință din muzica clasică și de operă din țară și străinătate. Ansamblul Orchestră Balet Cor al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va acompania soliștii. Directoarea artistică a festivalului este soprana Daniela Vlădescu. Accesul publicului va fi liber în limita locurilor disponibile. Beatrice Micloș și Mario Țâmpu se întrec la o competiție de tir cu arcul din Columbia. Ei fac parte din delegația României, iar alături de arcașii de la Aninoasa este și antrenorul lor, Viorel Hăbian, dar și sportiva Mădălina Măiestroaie. Doi dintre cei mai buni sportivi ai secției de tir cu arcul de la Aninoasa, Beatrice Micloș și Mario Țâmpu, împreună cu antrenorul federal Viorel Hăbian, participă cu lotul național de tir cu arcul al României la o importantă competiție internațională, care se va desfășura în aceste zile în Columbia, la Medellin. Din lotul României, care a făcut deplasarea în Columbia, face parte și sportiva Mădălina Amăiestroaie. Sportivii români se întrec în cadrul celei de-a treia etape a Hyundai Arc'teryx World Cup, eveniment care se derulează între 13 și 18 iunie. Mario Țâmpu va fi prezent în concursul individual masculin, iar Mădălina Măiestroaie și Beatrice Micloș la proba feminină individuală. Totodată, România va putea alinia la start o echipă mixtă ce va putea fi formată din doi sportivi care adună cele mai bune punctaje la masculin și feminin. Această etapă de cupă mondială adună la start peste 300 de sportivi din 43 de țări ale lumii, care vor trage atât în diviziile de arc olimpic, cât și în cele de compound. Tururi ghidate, o lansare de carte, activități educaționale și culturale s-au numărat în acest an printre evenimentele organizate de Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului. Toate au fost grupate sub genericul Săptămânii Europene a Geoparcurilor, iar printre vizitatori au fost integrați într-un proiect și persoane cu probleme de învățare. Geoparcul Dinozaurilor de la noi a fost prins și el în evenimentele ce au avut loc în 94 de geoparcuri europene din 28 de țări. Seria de activități a fost deschisă de voluntarii pentru Geoparc, care au participat la un schimb de experiență în Geoparcul Internațional UNESCO din Serbia. O parte dintre voluntari a participat la cursuri de formare organizate atât în limba română cât și în limba engleză, completate de aplicații de teren,
pentru a dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru ghidarea turiștilor români și străini la obiectivele Geoparcului Țara Hațegului. Tocmai am încheiat cel mai important eveniment anual al rețelei europene a geoparcurilor, se numește Săptămâna Europeană a Geoparcurilor sau EGN Week, cum îi spunem noi, European Geopark Network Week. Este foarte important acest eveniment pentru noi, pentru că în această perioadă, de timp, toate geoparcurile UNESCO de pe continentul nostru derulează activități de promovare a patrimoniului geologic, natural și cultural. Ca de obicei și în acest an, noi am pus accent pe partea de educație, fie că a fost vorba de activități dedicate voluntarilor pentru geoparc, au participat la un schimb de experiență în geoparcul UNESCO din Serbia, geoparcul Cerdap, au avut și ei la rândul lor traininguri. Apoi, tot pe partea de educație, am avut tururi ghidate și activități educaționale pe care le-am adresat școlilor sau grupurilor de vizitatori. Tururile ghidate au adus aici grupuri de turiști, dar și clase de elevi care au descoperit povestea pământului spusă în casele geoparcului, dar și traseele amenajate în natură. Iar un tur ghidat aparte a avut loc la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. La el participă persoane cu probleme de învățare, membrii asociației Langdon Down 2000. Anul acesta am desfășurat o activitate de ghidaj dedicat persoanelor cu probleme de învățare. Încercăm să ne adresăm și să ne deschidem și către această categorie, pentru că ne dorim ca cât mai mulți vizitatori ai geoparcului să se bucure de informațiile legate de dinozauri pitici și nu numai. Am lucrat cu persoane cu probleme de învățare din zona Deva, Stimeria și Hunedoara. Și pentru că la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva există o colecție foarte frumoasă de fosile de dinozauri din Țara Hațegului și o dioramă și câteva reproduceri foarte bine făcute de către Dorin Cărăbeț, biologul muzeului, reproduceri de dinozauri, dar și de viețuitoare din Cretacic, acolo la Muzeul din Deva, am decis să ne deschidem și în această direcție și am avut, într-adevăr, un grup de la Asociația Langdon Down 2000 Deva, care au venit și au participat la un tur ghidat și a fost o experiență unică, dar extraordinară. Geoparcul internațional UNESCO Țara Hațegului cuprinde întreaga țară a Hațegului și are statutul de sit UNESCO. Geoparcul este un teritoriu cu valori naturale și culturale, un program de dezvoltare durabilă, un brand care presupune o călătorie în timp, în istoria de peste 4,6 miliarde de ani a Pământului și este tărâmul de întâlnire ce îi unește pe toți cei care se simt atrași de valorile tradiționale, fie că sunt locuitori virtuali sau reali. Săptămâna viitoare, miercuri, Biblioteca Județeană vă invită la o expoziție de pictură cu tema Credință, ie și natură în artă. Expoziția va fi amenajată pe holul principal al Consiliului Județean Hunedoara la etajul 1. Lucrările expuse sunt creația membrilor Clubului de Arte Plastice Curcubeu, care și-a început activitatea în februarie 2022. Concursul desfășurat în cadrul acestuia a avut drept scop cultivarea talentului pentru pictură al oricărei persoane cu vârstă de peste 16 ani, care simte o chemare pentru artă, spre exteriorizarea sentimentelor cu ajutorul imaginii artistice. Lucrările ce vor fi vernisate aduc la oaltă o tematică generoasă, o triadă care a dat ocazia autorilor de a da frâu liber sentimentelor inspirate de noțiunile sub semnul cărora este organizată expoziția, credință sinceră, tradiție românească și dragostea pentru natura în veșnică schimbare și mereu gata să inspire talente. În spațiul generos pus la dispoziție de Consiliul Județean Hunedoara, lucrările vernisate își vor găsi un loc ideal pentru a bucura privirile celor care iubesc frumosul și doresc să petreacă clipe reconfortante în universul mereu tânăr al artei. Expoziția poate fi vizitată în perioada 21 iunie-21 iulie.
De mâine, luminile de întâlnire devin obligatorii ziua pe toate drumurile din România. Până acum, doar dacă circulai pe autostrăzi, drumuri expres și naționale erau necesare. Dacă sunteți surprinși fără faruri aprinse, riscați chiar și amendă. Începând de vineri 16 iunie, șoferii vor fi obligați să folosească luminile de întâlnire sau de circulație diurnă pe toate categoriile de drumuri publice din România. Modificările la Ordonanța de Urgență numărul 195 din 2002 au fost promulgate de președintele Klaus Iohannis pe 12 iunie și publicate marți în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare de mâine. Astfel, articolul 44 aliniatul 2 se modifică în felul următor. În circulația pe toate categoriile de drumuri publice, conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulație diurnă. Totodată, articolul 108, aliniatul 1, litera A, punctul 7, prevede sancțiuni pentru cei care nu respectă această obligație. Astfel, nerespectarea obligației de a folosi și pe timpul zilei luminile de întâlnire pe toate categoriile de drumuri atrage după sine sancționarea cu amendă și 2 puncte de penalizare. Până acum, legea prevedea obligația folosirii în timpul zilei a luminilor de întâlnire doar pe autostrăzi, pe drumuri expres și pe cele naționale europene. Ați urmărit știrile HD365. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine de la aceeași oră. Rămâneți alături de programele noastre și nu uitați! Scanați codul QR afișat pe ecran pentru a accesa arhiva emisiunilor noastre. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit!